Personalul medical din spitale, clinici sau alte facilități nu mai are voie să recomande tinerelor mame laptele praf în detrimentul alăptării, din cauza că un număr mare de medici a încheiat contracte cu firme producătoare de lapte praf, mamele sunt descurajate în a-și hrăni natural copiii. În loc să fie învățate despre beneficiile laptelui produs chiar de corpul lor, asistentele le indică femeilor ce substituent să folosească. Proiectul votat de deputați interzice folosirea spațiilor spitalicești pentru expunerea de produse, sampling sau alt fel de reclamă pentru aceste substanțe. Conform inițiatorilor, personalul medical trebuie să explice pacienților importanța alăptării exclusive până la 6 luni, dar și a hrănirii cu lapte matern până la vârsta de cel puțin 2 ani. Inițiatorii legii arată că Organizația Mondială a Sănătății susține alăptarea, dar și faptul că 13% din decesele înregistrate la copii sub 5 ani puteau fi evitate prin îmbunătățirea practicilor de alăptare. De asemenea, OMS afirmă că sugarii care primesc alte alimente decât laptele matern sunt supuși unui risc ridicat de infecție. Proiectul de lege prevede amenzi consistente pentru cei care nu respectă prevederile actului normativ.